Un lucru inevitabil cu care te confrunți atunci când procuri un calculator pe Windows sunt virusii. Aceștia apar sub diferite forme și cauzează o mulțime de probleme. Furturi de date, blocări de aplicații, ștergerea file-urilor și așa mai departe. Chiar și dacă ești cea mai sfântă persoană care nu a apăsat niciodată un pop-up cu fete frumoase care ți apare pe ecran sau vreun mesaj cu ați câștigat un milion, riscul persistă. Hey! 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 Deci, cum ne protejăm? Un antivirus, desigur. Însă aici mai apare o problemă. Varietatea de softuri antivirus care sunt la moment pe piață. Parcă toate fac cam același lucru, însă există unele care se evidențiază mai mult. Noi am decis să-l alegem pe cel mai bun și să-l oferim vouă, spectatorilor noștri. De acum câțiva ani, Bitdefender a intrat în atenția publicului ca un antivirus demn pentru fiecare user. În 2013, PC Mag a declarat Bitdefender ca antivirusul anului, iar mai multe sondaje din anul acesta arată că Bitdefender este în topul preferințelor. Așa că am decis să mă conving și eu în asta. Foarte important pentru un antivirus este, pe lângă faptul că îți protejează sistemul, să nu îl încarce. Ultima versiune de Bitdefender are nevoie de doar un procesor de 1,6 GHz și 1 GB de memorie operativă. Instalarea, la fel, nu este un proces anevoios, spre deosebire de alte softuri care te roagă să mai instalezi un toolbar, să mai instalezi o aplicație adițională și așa mai departe. La Bitdefender totul se face foarte rapid și nu trebuie să citești de două ori ceea ce instalezi. Destul de important este și scanarea calculatorului. La fiecare 7 zile, Bitdefender îți oferă informații despre starea calculatorului tău. La fel și scanarea nu este un proces foarte nevoios. Pentru 1.400.000 de file-uri, mie mi-au luat vreo 2 ore. Un rezultat destul de bun, apropo. În linii generale, pentru toți este clar că antivirusii sunt pentru virus și atât timp cât fiecare face cam același lucru, nu ar trebui să ne pese de alegere. Totuși, există unele opțiuni la care nu ar fi rău să atragem atenție. Una pe care o oferă Bitdefender este Wallet. Aceasta criptează toate loginurile, parolele, numerele cardurilor bancare și le păstrează în siguranță. Iar pentru plățile online există un fel de browser securizat cu o tastatură virtuală. Acesta blochează oricare virus ce ar putea să vă fotografieze ecranul sau să înregistreze tastele pe care le apăsați atunci când culegeți parola. Chestia asta am observat cum lucrează chiar atunci când încercam să înregistrez ecranul pentru a vă arăta cum funcționează toate aceste opțiuni, iar antivirusul mi-a blocat orice tentativă. Să nu uităm că în Republica Moldova a apărut recent serviciul PayPal, respectiv plățile online vor crește proporțional cu numărul de carduri bancare. Așa că astfel de măsuri de protecție nu ar fi rău să le avem la îndemână. Încă ceva interesant tuturor, vă este cunoscut trucul cu mesajele pe Facebook, unde un prieten îți trimite un mesaj cu un link care te roagă să-l accesezi, iar dacă îl accesezi, deja mesajul se va distribui și din partea ta. E bine, Bitdefender îți monitorizează în astfel de cazuri Facebook-ul și blochează oricare link suspect. O altă opțiune care mă face să cred că Bitdefender este mai mult decât un antivirus este Parental Control. Aceasta permite blocarea anumitor site-uri sau jocuri pentru câteva ore. În cazul conectării cu smartphone-ul copilului, puteți vedea ce contacte a apelat, la fel puteți bloca anumite aplicații sau accesul la internet. Totodată puteți vedea chiar și activitatea de pe Facebook. Say what? Desigur că securitatea e securitate, dar eu nu stare sigur că copiii vor fi foarte entuziasmați atunci când vor afla că părinții știu ce fac ei pe net. Tot de la distanță putem controla și smartphone-ul. Bitdefender poate fi folosit ca un program antifurt. Instalăm gratuit aplicația pe Android, pe iOS, ci că nu este, că sistemul e securizat și bla bla bla. În fine, după ce avem instalat aplicația, atât timp cât telefonul este conectat la internet, putem să îl localizăm, putem să ștergem toate datele despre el sau putem să îl blocăm. Investițiile într-un antivirus bun nu sunt niciodată în zadar. Acestea vă vor scuti de mult mai multe cheltuieli, pentru că pericolul există, indiferent de platforma pe care lucrați. Mulți spun că Mac-urile celor de la Apple sunt cele mai sigure și sunt de neatins în fața virusilor. Acesta este un mit. Motivul pentru care Windows-ul este atât de periculos este că o bună parte a globului folosesc calculatoare pe Windows. Din moment ce Mac-urile vor acapara o cotă mai mare a pieței și acolo vor apărea virusi. Desigur, va fi mai greu de trecut de securitate, dar oricum vor apărea. Așa cum am promis de la început, vă oferim ocazia să încercați și voi acest antivirus. Pentru asta, tot ce trebuie să faceți este să 1. Subscribe la canal, 2. Să faci share la acest video pe Facebook, apropo nu uitați să faceți share-ul public, și 3. În secțiunea comentarii, plasați link-ul la profilul dumneavoastră de Facebook. Concursul se va desfășura până pe 14 august și punem în joc 10 licențe pentru 10 participanți. Fiecare va fi selectat prin metoda random. Pașii menționați mai sus sunt obligatorii, așa că dacă nu îndepliniți măcar unul, riscați să rămâneți fără premiu. Toate detaliile sunt atașate în descriere. Nu uitați să dați like la pagina noastră de Facebook. Mai vin încă concursuri, așa că fiți pe fază. Cum a fost, Vico? Toate bune!
Hey. Hey. Hey.